despre Survivor România 2023. Coleguțul nostru Cristi Mitrea, pentru că coleguța este plecată în deplasare. O salutăm Alexandra Gog și bineînțeles nimeni altul decât Doc, care, ce credeți, a dat de mâncare. Se bucură de viață și de trai. Ochii mei celebri. Și te bucură de viață și de trai și de mălai. De mălai am mâncat niște mămăligă cu lapte, că tot advertizau fetele pe camp acolo. Domnule, ce aș mânca niște mămăligă cu lapte? Amintiri din copilărie. Da. PTSD-ul se instalează ușor, ușor. Perfect, oameni buni, vorbim despre ce s-a întâmplat la Survivor. Ideea e că puteți să aveți întrebări și pentru domnul Doc. Ne-a întrebat ieri cineva când dacă vin la emisiune, ne-a spus că ai fost vineri, dar cei care nu te-au văzut și vor să ia la întrebări pot să o facă acum, fără absolut nicio problemă. Fără menajamente, domnul Doc. V-ați uitat la Survivor? M-am uitat așa. Și ce părere aveți, domne, de acasă când vă uitați la acest show? Să știi că e a doua săptămână, cred, de când sunt acasă, nu? Dacă nu mă... Nu-mi dau exact seama cum trece timpul aici. Timpul trece altfel. E mai bine aici acasă decât acolo. Încă o dată, normal că e mai bine că ai familie aici. Dar dacă ar fi să dai la o parte aceste lucruri de care cu toții avem nevoie, e mai bine acasă. E mai bine acasă? Mă doare spatele. Azi ningeam București, domnul Doc. Da, acolo a fost super soare. Tare. Chiar m-a surprins. Prins și zăpada anul ăsta. Da. M-a surprins azi dimineață natura cu niște fulgi. I-am apreciat. Da, e mai ok acasă. De ce să te mint? E mai în regulă acasă. Dar n-ai cum să dai la o parte familia și dragostea din viață. Corect. A dat cineva un mesaj și ați vorbit de domnul Mimi Brănescu, pentru că nu știam cum arată, am căutat pe net și am aflat că peste două zile, pe 31 martie, este ziua dumnealui. La mulți ani și sănătate, ani, tot ce dorim domnului Mimi Brănescu. Și haideți să vedem ce a zis domnul Zani despre domnul Doc. Opa! Domnul Doc. În lipsa lui. În lipsa lui. Hai să vedem. Mamă, și ce îmi pare mie rău că nu l-am întâlnit și pe Doc. Să vă și pe după aceea. Deci Doc era fenomenal, veri. Păi am plăcea cel mai mult să-l privesc. Știu că a fost un chip pentru voi, că eu m-am întâlnit de multe ori. N-a fost așa. De ce i-ați permis? Dar nu era de permis, pentru că nu era așa tot. Păi mi-am dat seama de asta, că l-am văzut și asta am spus și eu. Uite cum încearcă să-l împace pe camara și a doua zi, ia-i! Da! Iată-l cum se duce el, cadru cu camara și cu Doc. Camara, eu zic să nu ne... Mă, știi, mă, ce infect suntem când ne certăm. Bă, dar știi, eu nu mai vreau mă să ne certăm, uite mă când ne certăm așa. Și camara era, da. Și am zis, uite-l pe camara așa, ce-am. Uite-l pe camara cum a înghițit gălușca. Doc i-a aruncat-o și camara, hap! Bă, da, Doc avea ceva. Și a doua zi, pierde camara, te lua, te purica, te lua, că îi dădeai punct sau îi stai ceva pe traseu și când venea Doc de pe traseu pierdut și cu părul pe așa. Și-o volanizat, primul care îi zicea, mă, dar lasă-mă, mă, în pace, mă, dar du-te, mă, de aici, mă. Și ce, mă, că așa am vrut. A rămas acolo în amintirea publicului. Caterinca, a descris destul de bine cam cum am văzut și eu că am fost la Survivor. Venea cu părul șobolanizat, s-a creat. De tot, asta era eticheta. Epitetul pe care mi l-a lipit mie camera asta cu șobolanul. Bă, că a funcționat, a prins la Zanidache. Dar acum, de când ești în libertate, sunt oameni pe stradă care te strigă după anumite lucruri care s-au întâmplat în show sau zic anumite lucruri? Reacția, care e feedback-ul? Chiar așa, reacția de acasă nu ne-ai transmis data trecută. Păi nu am avut-o, ca să vă spun așa. Nu ies pe stradă, doamnelor și domnilor. Dar nu, n-am avut timp să creez o reacție, să adun date pentru o reacție, dar pot să vă spun așa, am fost în Franța, am avut un concert acolo și am trebuit să mergem cu mașina să luăm avionul din Italia, de la Torino, dacă nu mă înșel. Și m-a oprit la un popas, m-a oprit un domn de vreo 50 de ani. Tu nu ești Doc de la Survivor? Și ceva, să facem o poză pentru nevastă mea. Și a fost șocant. Pe urmă m-am dus la socră meu în sat, că el stă într-un sat lângă București, și m-am dus la Mega. Și altă doamnă pe la vreo 50 plus. A, ieșit, bine, bravo, mi-a plăcut mult de tine. Adică mi-a expandat în vârstă publicul, atâta pot să spun. Am prins la o zonă de vârstă la care nu credeam că ești, muzica mea n-ajunge sigur acolo, dar se pare că TV-ul m-a dus într-o zonă. Gata, deci... Mergem spre Eurovision, fratele. Știu eu o farmacie care nu vreau să-i dau numele. Să ne întreb acolo că știi și Cătălina.
Alta. Dacă aveți vreo farmacie care nu știu, n-am prins-o, doamne, pastile pentru bibilică. Faci niște reclame pe la pastile pentru bibilică. Publicul tău care e un pic mai, care mai în vârstă, care te-a cunoscut la Survivor, îți dai mai că ziceau, vorbeau și ei, că după ce era show, cea ferească Dumnezeu, fată, să ai vreun nepot ca ăsta. Adică... Sau un ginere, domnule. Ginere, ca ăsta nebun, tu ai văzut cum făceau ochii în cap și cu porul lui Vâlvoi. Da, bun. Am, apropo de chestia asta, mă scuzați, dar sunt foarte, am foarte multe date. Dorian, din pe Dorian, care l-ai avut și tu în, da, în platou, el a documentat vizual toată șmecheria asta mea de la Survivor și am sute de gifuri cu mine. Dar d-astea unice, știi, cu ochii, când fac eu cu ochii nebuni, cu tot felul. Merge un material frumos. Bă, e criminal Dorian. Dorian aici cu Vlad, a fost cu Vlad Dobrescu, i-ați avut la masa pâinii și a mielului. Doc, mult respect, omule, te apreciez de când erai la CTC, deci de la începuturi. Încă mai ești? Deci a rămas. Dar n-ai cum să nu fii la, adică eu sunt CTC, alături de Delirii. Ești forță și ne lipsești de la Survivor. Survivor, știi? Păi așa e, mă, cu lumea. Îți zic eu că așa e cu lumea. Dom'le, cât de nasol e omul ăla, cât de urât e. A, mă, dar nu era. Era bine, mă, cu el, mă. Uite acum era bine. Asta. Oamenilor trebuie să le dai ce să vorbească. Și așa rău. Trebuie să le dai motivul de discuție. Ne place să bârfim, ne place să despicăm firul în 14 de fiecare dată. Fără îndoială. Domnul coleguță, imediat o să intrăm în direct și cu mama Adei, cea care a fost la un moment dat aici cu noi. Mama Adei, care are ceva pe suflet, să vă zică. Să ne spună, eu n-am nimic imediat cu nimeni. Am mâncat. Pentru că aseară a fost eliminată, din păcate, Ada, Ana, din condiții medicale. Dar hai să vedem materialul și intrăm imediat în direct și cu mama Adei. Bine. Da. Din păcate, Ada, analizele, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim, sănătatea fiind, cum o știu foarte bine și cei care au fost vreodată în acest consiliu și cei care sunt în acest consiliu, este de importanță capitală. Și pentru tine, Ada, Survivor România se încheie pe considerente medicale. Bună seara, domnule Dan. Bună seara, războinici. Cum e să zic asta pentru ultima oară? Vă, dragi faimoși, da, într-adevăr, ovărelul meu are nevoie de puțină îngrijire, o perioadă. Totul va fi bine, sunt convinsă de asta. Domnul Dan, când am ajuns prima săptămână, am zis, eu mai mult de 2 săptămâni nu stau aici. Nu prind. Domnul, asta am crezut, vă zic sincer. Și după aia am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de niște amintiri incredibile. Domnul, dar vreau să le mulțumesc oamenilor ăstora pentru tot ce am trăit împreună. Sunteți... Nu știu ce să zic. Asta am avut de zis. Să fim fericiți, bucuroși și să rămânem oameni. Să rămânem oameni și să vă bucurați în continuare de experiența asta întru totul. Mi-e pare rău când oamenii pleacă din competiție în urma unor probleme medicale. Știi, dacă pleci că nu mai poți, că te-a votat publicul, asta e altceva. Să rămână doamna Dumitru, este alături de noi, Iulia Dumitru, mama Adei. Ce faceți? Să rămână. Bună ziua, bună ziua. Uite, sunt iar emoționată, pentru că de câte ori am văzut și am văzut de vreo 3-4 ori ieșirea Adei, am plâns, evident. Eu mă chinui, sunt înainte de spectacol, din cauza asta nu sunt alături de voi în platou și tot încerc să stăm bine cu conexiunea. Ne puteți lămuri, doamnă să rămână, ne puteți lămuri, ne spuneți exact ce s-a întâmplat? La ce vă referiți? Nu am înțeles bine. Care-i starea Adei, la asta te referi? Da, dacă e bine și sunt motive grave? Din fericire nu sunt grave. Ea când a intrat în concurs era în tratament și o aștept acasă să facă analize, investigații, să vedem exact. Dar din moment ce medicii de acolo au considerat că nu se mai poate, înseamnă că e ceva.
Să sperăm că atunci se întoarce acasă, că o să aibă mai multă grijă de ea și o să treacă peste aceste probleme de sănătate, pentru că exact cum spunea și domnul Dan, sănătatea e pe primul loc și în acest show și asta e tot ce contează. Categoric, da. Așa e. Să știți că este și Doc aici. Îl știți pe domnul? Eu am intrat în... Să rămână, domnul. Da, bună ziua, Doc. Îmi pare rău să aud asta, eu știu, vestea asta. Bine, am aflat-o de aseară, dar... nu credeam. Bine, vă dați seama, eu știam că niciuna din fetele cu care am conviețuit acolo nu a mai avut, eu știu, un flow normal al trupului, ca să, eu știu, eufemizăm un pic. Toată lumea știe. Da, dar n-am crezut vreo clipă că... Dar n-am crezut vreo clipă că se va acutiza la acest mod la fica dumneavoastră și îmi pare rău să aud... Că i-a cauzat... A intrat cu o problemă în concurs. Deci nu... Nu i s-a întâmplat acolo. Dar se poate întâmpla mai grav dacă rămâne. Doamnă, nu i s-a întâmplat acolo, dar vă pot spune că eu știu condițiile de trai, în ghilimele, din insulă, nu sunt cele mai propice unei... unei afecțiuni categorii. Cu care te duci pe insulă, ca să spun așa. Exact, adică nu o să fie mai bine neapărat dacă te duci cu ea acolo. Și de-aia îmi pare rău să... Eu am stat în emisie să vorbesc despre ieșirea Adei, să vorbesc despre faptul că sunt extrem de mândră de ea. Mi s-a părut una dintre cele mai emoționante ieșiri din Survivor. Și mă bucur foarte mult că a ieșit cu iubirea echipei și respectul lor. Locul 3 la clasamentul de pe ultimele 6 săptămâni. Asta înseamnă că a evoluat extraordinar. Și locul 6, dacă nu mă înșel, la general. E o învingătoare pentru noi. Mulțumim mult de tot, vă așteptăm când vine și Ada. Vă lăsăm acolo la teatru să aveți o seară... Ziceți. Doar două cuvinte, da. Vreau să spun mulțumesc Consiliului Local și Primăriei Victoria pentru cum ne-au primit. Și vă așteptăm pe 8 iulie la Buzău la un spectacol minunat, se cheamă Old Love. Și dincolo de teatru, noi o așteptăm pe Ada la aeroport cu slăninuță, cu ceapă, cu baloane. A zis și Doc că vrea să vină să o aștepte. Cum vorbea cu... Da, foarte bine să facă, Doc. Da, doamnă, Doc, nu știu exact când, dar o să coroborez cu Cătălin, care probabil are datele. Avem zborurile aici, doamnă. Avem zborurile pe foaie, le punem în cap și venim să slăninim. Și exact. Ceapă și încă tot ceva. Ce trebuie. Rog, doamnă, telespectatorii care o iubesc pe Ada și au votat-o, să-i fie alături cu mesajele lor de iubire pe rețelele sociale. Pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, Ada Dumitru. După ce merg la teatru asta, da? După ce merg la teatru, după ce vin la teatru, da? Asta, ca să stabilim cronologic prioritățile de pe ordinea de zi. Mulțumim mult de tot, Sărumâna! Mulțumim, doamnă, Sărumâna! Îmbrățișări! Încântat să vă fi văzut! Sărumâna! Sărumâna, numai bine! Cum zicea bunica mea, bă... Cu Doc ăsta e rău, e cu rău, dar mai rău fără rău. Exact. Asta zic. Vezi, mă, Doc. Deci bunica s-o a zis asta. Da. Băi, a ajuns vorbă celebră. Doamne, deci când o mare a ajuns vorba, e mai mare decât bunica tu. Da, exact. Bun, da. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat aseară, pentru că Remus s-a certat puțin cu faimoșii. Avem Remus versus Faimoș, că ziceai că vrei să vezi materialul ăsta, nu? Sunt foarte curios. Sunt foarte curios ce se mai întâmplă la ei în camp acolo. Bun, ți-e dor de ce Faimoș ți-e dor sau de ce Faimoasă? Bă, dar eu nu-ți mi-e dor. Sunt curios cum mai duce el, cum mai... Deci vreau să-l elogiez pe omul ăsta. Pe cine, pe psihic, cine crezi că mai are sprijin acum? Da, tu erai sprijin pentru Ionuț. Cu cine crezi că mai poate mult, să poate alia? Mai mult el era sprijin pentru mine. De ce să te mint? El e mult mai trecut în ele, cumva. L-a călit viața ca pe varză. Nu știu, cred că e singur cuc. Haideți să vedem totuși ce a făcut Remus cu Faimoșii, care a fost discuția și apoi revenim. Sunt domnul foarte Doc, curios. Da? Vă știți mult mai bine cine e mai bun pe ce?
Da. Ce? Este și în funcție de joc. Că... Dacă am urmărit, da, să nu mai mergem pe puncte sigure care le oferă și loc puncte sigure. Dar, să mergem cumva care pe care, cum am mai făcut-o și ne-a ajutat atunci. Uh-huh. Eu când am venit înapoi și am încercat să dau contra la alegerile lor, nu v-au plăcut deloc alegerile. Ai avut soluția în mână și noi nu am implementat-o? Nu vorba despre asta. Dar despre ce este vorba? Atitudinea mea, da, atitudinea mea este reticentă în ceea ce te privește. Cauza tensiunii dintre Remus și Ionuț este că ei nu pleacă de la premiza că sunt slabi ca echipă. Asta e cauza. Sinceritate, cea mai importantă. Plecați de la premiza că sunteți mai zob decât războinicii. Le-am zis asta, n-am auzit pe unul nimeni să zică așa e, bravo, da. Maca, mai tăceau. Vorbim de Alin la jocul ăla de forță, ai zis că alege Alin, a ieșit Robert. Da. Stai un pic, nu vorbim acum despre asta. Vorbim, ba, da, vorbim și despre asta, că este atitudinea ta. Despre jocul de ieri. Tu ești mai mare și tu ar fi trebuit să le iei pe Alina toate jocurile de forță. De ce ne-ai luat? Stai un pic, că vorbim despre balans. Nu lasă balansul și la elastic. Ai făcut la fel. Ai zis că ai jucat cu Alin, dar doar Alin te-a ales. Adică tu nu l-ai ales pe el niciodată. Nu are sens să mă cer cu un om care e complet neasumat, complet fals. Când o să ajungem la individuale, o să mă intereseze individualele. Dar astăzi contează echipa. Ieri a contat echipa. Am pierdut cu toții. Nu a câștigat unul. A pierdut cu toții. Solicitam mult. Da, asta se mai întâmplă în camp, domnul Doc, de când okay. Sunteți acolo. Ziceți, deci, vă rog. Ce să zic? Remus încă vorbește cu mâinile și, na, și cu corecțiunile dintre mâini și restul musculaturii. Încă se ceartă cu așa, încă să... Da, e, nu s-a schimbat nimic, se pare. Deci cum i-ați era, era altul Bușteanu, zic, ardeau alt Buștean. S-a terminat ăla pe care l-am lăsat eu pe foc. Și Zani este o schimbare majoră și cred că aveau nevoie de un Zani. Care să le spună exact cum stau de fapt în realitate. Știi, nu știu dacă înțelegeți jocul de cuvinte din lumea trapperilor, dar aveau nevoie de un Zani. Ca să okay, zic da. Așa. Au nevoie de un om care să le spună adevărul? Da, da, da. Exact ca la Trep, domnul Cristian. Exact, da, noi cu Trep suntem prea noi. Dar nu contează, a fost o joacă de-a mea. De, prima de mult timp, se pare că începe creierul să redevină creativ. Dar da, aveau nevoie acum redevenind serioși, că Zani spune lucrurilor pe nume și... Are dreptate, chiar ei ar trebui să conștientizeze că sunt mai slabi decât războinicii și să plece de acolo, cumva. Adică eu o tot spuneam, bă, ăștia ne bat și noi trăiam într-o negare de aia, da, mă? Din cauza orgoliilor, crezi dar... că nu se liniștesc apele? Pentru că orgoliu te face întâi să lupți unul cu celălalt în loc să te axezi, să te focusezi, să construiești echipa și după aceea să lupți cu ceilalți. În prima instanță trebuie să lupți contra celorlalți. Orgoliu trebuie să fie un adjuvant, nu un conducător. Exact. Nu știu cum să spun, citesc o carte în care autorul a metaforizat, eu știu, existența umană sub forma unei conlucrări dintre un călăreț și un elefant. Adică noi ăștia suntem, omul ar fi un călăreț care conduce un elefant. Iar elefantul trebuie strunit, adică face parte din tine elefantul. Trebuie strunit, dar nu neapărat, adică trebuie să-l mai lași și pe elefant să fie. Raționalul cu emoționalul, te referi la astea? Da, 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 da. Dar trebuie să ai grijă să-l strunești cumva pe elefant. Și totodată să nu. E foarte ciudat. Dar și Zani... e greu de găsit echilibrul ăsta, da. Mai ales acolo în junglă. Păi cred că asta facem toată viața. Încercăm să găsim ăsta, echilibru dintre călăreți și elefant. Elefant, da. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați venit astăzi. Cineva zice, Doamne, și-a revenit Doc după cum apare. Când era acolo, era transformat total. La un moment dat am crezut că e vampir. Așa arăta. Da, da, dar e ești normal. Bine. Lumea te apreciază și le spun, îți spun oamenii că, uite, că ești asumat, că ești true, că ești adevărat și că le place de tine. Dar și acolo am fost, să știți. Doar că eram ăla de acolo. Și ultima întrebare, că trebuie să luăm publicitate, da, întreabă lumea să le spui dacă la faimoși se mergea după melci? După melci? Da, după... După crabi care păreau melci. Da, se ducea camara. Am mai spus și cred că de mult erau crabii în cochilie. Da. Mulți oameni nu știu asta, dar chiar există niște crabi care se bagă ei. Pur și simplu, caută cochiliile altor. Dar se ducea camara singur? Da, el se ducea în general. Eu nu puteam să mănânc. Ne omoară ceasul, domnul... Nu e nicio problemă. Vă mulțumesc de prezență. Domnul Doc, vă mai așteptăm aici.